Bine v-am găsit! Astăzi vremea se va menține deosebit de rece în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări, iar pe arii restrânse, în vest, sud-vest și în centru, precum și la munte, temporar vor fi precipitații. Va ploua, dar trecător în Transilvania și în zonele submontane vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și nisoare, iar la munte va continua să ningă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare local în regiunile estice, cu viteze la rafală în general de 45-50 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de curbură. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 8 și 13 grade. La munte, norii vor predomina atmosfera și pe arii restrânse va ninge, iar în vestul Carpaților meridionali, izolat, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, îndeosebi în masivele sudice și vestice, iar ca temperaturi vom avea maxime cuprinse între minus 5 și 5 grade. În capitală, vremea se va menține deosebit de rece pentru această dată și atmosfera va fi închisă pentru că cerul va fi mai mult noros. Vântul, în schimb, se va domoli, dar în termometre nu vom avea mai mult de 10 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă să aveți!